Salutare, prieteni! Ați observat că unii ne spun tot mai activ despre Uniunea Economică Euroasiatică ca alternativă la integrarea europeană. Azi vă voi explica cu cifre că acolo se trăiește mai rău, mai puțin, salariile și pensiile sunt mai mici și singurul beneficiar al acestei uniuni este Federația Rusă. Haideți să comparăm cum se trăiește în două state cu istoria apropiată din Uniunea Europeană, dar cu o economie modestă, cel puțin la scara europeană. România și Estonia. Și desigur, în Federația Rusă, de departe, cel mai bogat stat al Uniunii Eurasiatice. Salariul, cel mai bun exemplu, unul bine cunoscut de oricine are neamuri peste hotare. Pentru a fi obiectivi, să vedem cum au evoluat lucrurile în ultimii 10 ani, până la anexarea Crimei și acum. 2013. În Moldova se destrama IIE. Premierul Filat demisionează. Iar Alon Mun ia locul 14 la Eurovision cu piesa 1000. Salariul mediu pe economie e de circa 292 de dolari. Nici nu se compară cu România, unde este 476 de dolari. Rusia cu 936 de dolari și Estonia, 1253 de dolari. O situație prognozabilă, parcă, cu statul nostru la coadă, dar ce se întâmplă peste 10 ani? Salariul mediu în Moldova crește la 553 de dolari, în România 810, Rusia până la 969, iar în Estonia până la 1.770. Dar mai interesant este să ne uităm la salariile în regiunile rusești. Spre exemplu, în Altai, o regiune cu 2 milioane și 100 de mii de oameni, salariul mediu ajunge la 479 de dolari. În Voroneș, 590 de dolari. Adică, în regiunile comparabile ca populație cu Moldova, salariile sunt și ele similare. Vorba clasicului, Moscova nu e Rusia. Și pentru că nici salariile, nici condițiile de muncă în ultimii ani nu au devenit mai bune în Rusia, moldovenii s-au tras în Uniunea Europeană, unde sunt mai respectați, mai bine plătiți și, cel mai important, unde economia nu scade pentru că mușchiul președintelui vrea să invadeze o țară vecină, așa cum s-a întâmplat cu anexarea Crimeei în 2014, după ce salariile rușilor au scăzut aproape în două. Iată ce arată cifrele. În 2013, din țările CSI și în special din Rusia, veneau 66% din toți banii trimiși acasă de concetățenii noștri, împrăștiați prin lume. Anul trecut, însă, mai mult de jumătate din remitențe au fost trimise din Uniunea Europeană, destinație pe care mulți moldoveni au preferat-o Rusiei, mai ales după liberalizarea regimului de viză. În 2023, din Rusia în Moldova au venit doar 9% din transferuri. Și până la războiul declanșat împotriva Ucrainei, această cifră era deja destul de mică, în jur de 11%. Ce e important de menționat este că în timp remitențele au crescut, adică moldovenii trimit mai mulți bani, lucrând în condiții mai bune în Uniunea Europeană. Iar cu unele state avem și aranjamente ca gastarbeiterii să primească pensii. După intrarea în Uniunea Europeană, acest fapt va fi garantat oriunde ai lucra în Uniune. Dar poate viața, deși nu la fel de prosperă ca în Uniunea Europeană, e cel puțin mai lungă în Uniunea Euroasiatică. Mai puține produse procesate, mai multă natură, nici aici nu avem vești bune pentru proruși. Un moldovean are speranța de viață de 71 de ani, rușii un pic mai mult de 72, românii pe de altă parte 76, iar estonienii cu 7 ani mai mult decât noi, 78. Explicația diferenței este simplă, Până în 2027, aproximativ 60 de miliarde de euro vor fi cheltuite în cadrul diferitelor programe de finanțare ale Uniunii Europene pentru Sănătate și noi vom putea beneficia de acestea chiar și înainte de aderare. Să continuăm cu pensiile. Dacă trăiești puțin, măcar statul o să aibă grijă de tine. Și aici datele nu arată prea bine pentru Moscova. Chiar dacă au o pensie medie de 238 de euro, Adică cu vreo 50 de euro mai mult decât la noi, în România, pensia este practic dublă, 424 euro, iar în Estonia de vreo 3 ori mai mare, 680 euro. Și ce e mai important este că în ultimii 10 ani, pensia românească a crescut de 4 ori, iar cea estoniană de 2 ori, pe când cea din Rusia a rămas aproximativ la fel. Adică, statele europene investesc în bunăstarea bătrânilor și o văd ca o prioritate. Iar statul rus crește cheltuielile pentru război. Și pe final, mitul meu preferat. Unde ne vom exporta producția agricolă dacă nu în Uniunea Euroasiatică? Iarăși, analizând ultimii ani, putem spune clar, în Uniunea Europeană. Încă 11 ani în urmă, exportam de două ori mai mult în Europa decât în Rusia. Iar în 2022, situația a devenit și mai clară. Am exportat de 2 miliarde și jumătate în Uniunea Europeană, iar în Rusia doar de 190 de milioane. Adică mai bine de 10 ori mai puțin. Susținătorii Uniunii Eurasiatice vor riposta spunând că acolo sunt multe țări importante pentru noi. Și da, dacă le adunăm, obținem vreo 300 de milioane. Adică noi toți exportăm de vreo 7 ori mai mult în Uniunea Europeană. Sper că ați rezistat aceste rafale de cifre și că am ajuns de comun la concluzia că dacă vrem salarii și pensii mai mari, o piață unde putem exporta fără pripoane și o viață mai lungă, alegerea este clară. Uniunea Europeană. Cea euroasiatică nu are nici potențialul să o ajungă din urmă nici în următorii 20 de ani.